Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană, care deja a început înainte de a intra în emisie. Suntem împreună cu domnul profesor Ion Elena, directorul CGRAE Gorj, cărui îi spunem bun venit în studioul nostru. Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Spuneam că am început discuția de mai devreme, pentru că sunt destul de multe și evenimente, sunt diverse probleme. Noi am spus însă emisiunii nevoia de reformă pentru că concluzia până la urmă cu toate reformele acestea uh, interminabile după 1989 ne dăm seama că lucrurile nu sunt deloc în regulă nici, nici din această perspectivă și că e nevoie de o, de o altă și o altă schimbare până să le așezăm pe făgașul normal. E corectă concluzia? Da, este foarte corectă, este pragmatică și dacă e să stăm pe acest temei al pragmatismului, Pot spune că, însăși, societatea românească, la ora actuală, după mai bine de un sfert de veac de la Revoluția din 1989, este într-o criză care, văd că se perpetuează în loc să se termine odată, pentru că e o problemă de mentalitate a noastră, a românilor, că potrivit căreia reacționăm foarte greu la schimbare, ne este frică de nou și. Mai mult decât atât, nu reușim să ne desprindem de vechea mentalitate. Nu ne place să promovăm individualitățile, să apreciem valorile, să le punem la locul lor potrivit, încât decizia la nivelul societății și la nivelul subsistemelor din societate să aparțină celor mai buni dintre români. Asta ne ține în criză și asta ne ține într-o continuă stare de reformă. Cred că este momentul să se pună capăt acestei stări și să trecem să facem lucrurile așa cum este bine să le facem încât societatea să meargă pentru că asta așteaptă cetățeanul român de la, de la uh, societate starea de bine, de mai bine iar uh, dacă mă duc spre gânditorii antici pot uh, să mă opresc uh, la filozofii de la Academia Ateniană care spuneau că o guvernare a celor mai buni oameni are misiunea să aducă mai binele pentru ceilalți. Ce ne este greu? Nu o să ne fie bine? Nu ne este greu deloc. Este la îndemâna noastră să punem acolo unde este nevoie pe cei mai buni care să ne facă, să ne îndeplinească dorințele și idealurile sociale. Putem vorbi de, și în educație, ca și în alte domenii, de o inversare a valorilor, care, de fapt, este vinovată de tot ce se întâmplă în, în societate la acest moment? Nu aș învinovăți educația de inversare a valorilor. Asta ține tot de mentalitatea românilor. Educația este și ea un subsistem în sistemul social, care este societatea românească. Dar, față de ceea ce se întâmplă la nivel societal, Cred că în spațiul educațional este, este mai bine, dar nu așa cum ne-am așteptat să, să fie. Orice schimbare, orice acumulare de, de nou, de progres, pleacă de la educație. Pentru că tot spuselor filozofilor, recunoscuți în Cultura Universală, este că, așa cum suntem noi, fiecare suntem un produs al educației. Corect. Problema e că educația este la fel ca și societatea. Și dacă în societate lucrurile s-au mers într-o direcție greșită și educația la un moment dat a suportat aceleași, să zicem, aceleași influențe, dar să nu zicem mai mult. Și mă gândesc aici, și poate dumneavoastră ne spuneți mai multe, mai ales că conduceți o instituție care să zicem așa, analizează mai aprofundat acest lucru, pentru tineri s-a dus motivația de a învăța, să zicem, nu au o perspectivă și în același timp nu au exemplu pozitiv, lipsa de... Priza de modele. Priza de modele. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, pe care îl coordonez de aproape patru ani de zile, cu sprijinul partenerilor noștri, Consiliul Județean Gorj și Inspectoratul Școlar Județean Gorj, cu care colaborăm în condiții deosebit de bune, cu specialiștii pe care îi avem, acord de asistență psihopedagogică, consiliere și orientare în carieră, atât elevilor, profesorilor, părinților și membrilor comunităților unde noi avem cabinete de asistență psihopedagogică. În centrele noastre de asistență psihopedagogică sunt încadrați specialiști, absolvenți ai facultăților de pedagogie, psihopedagogie, psihologie, sociologie, iată științe ale educației și ei, prin activitățile specifice pe care le desfășoară, simt pulsul educației, problemele și, eu știu, neliniștile care există în interiorul sistemului educațional, în Relațiile care se statornicesc în mediul școlar, precum și indirect în viața elevilor, a profesorilor, în viața familiilor și în viața comunității, pentru că nu putem să desprindem școala de viața comunității. După părerea mea, și cred că mulți colegi și mulți oameni responsabili a acestei țări vor spune așa, școala trebuie să fie locul pe care îl caută fiecare membru al comunității în care aceasta își desfășoară activitatea. Este locul unde trebuie să găsești o anume lumină, un răspuns la frământările pe care le are o anume persoană, un grup de persoane, chiar comunitatea însăși. Eu cred că la momentul de față școala nu este de ajuns de respectată la nivel societal și nici la nivel de individ, așa cum ar trebui să fie. Cauzele le știm cu toții. Faptul că ele nu sunt motivați pentru a învăța este că, din societate, avem niște influențe neperformante pentru școală, neadecvate. Aș spune aici una din cauze, și cred că este criza de modele. După aceea, este. Acest deserviciu pe care îl aduce mass media scoțând în fața aceste modele pe care elevii, la vârstele lor, pline de anumite tulburări, anumite, eu știu, orientări, le iau ca exemplu și exemplul este foarte greșit în acest sens. Cu toate programele educaționale pe care noi le desfășurăm, cu toate acțiunile în acest sens, după aceea sunt probleme care vin din însuși sistemul educațional, din felul în care acesta este manageriat, din faptul că nu există o corespondență între specializările pe care elevii le capătă în anii de studiu și ceea ce se găsește pe piața muncii. Nu există motivație atât în ceea ce privește eu știu, învățarea, dar și nici după aceea în salarizarea pentru activitățile pe care le desfășoară. Eu cred că pentru a îndepărta aceste neajunsuri din viața școlii și a societății, indirect, este necesar să ne asumăm o reformă totală, aș zice eu. O reformă a sistemului educațional, care trebuie să, fă, să fie făcută cu răspundere, să fie făcută de specialiști în științele educației, în parteneriat cu oameni capabili să acorde asistență specializată. Viziunii și programelor de reformă, și eu cred că acestea trebuie făcute gradual, pentru că sistemul educațional nu este un sistem asupra căruia să intervii de astăzi pe mâine. Dar este bine să intervii cu temeinicie pentru ca rezultatele să fie cele așteptate. Da, e, e foarte interesant ce spuneți. În același timp, însă, tot vorbim de, de criza de modele sau ce se întâmplă la acest moment din această perspectivă, din contribuția societății, mai sunt însă unele lucruri pe care ar trebui, spuneați dumneavoastră că în învățământ totuși nu se manifestă multe din tarele din societate și ăsta e adevărul și mă gândesc la un exemplu pe care mi-l dădea cineva vorbind despre învățământ cu săptămâni în urmă, de fapt îmi sugera faptul că dacă în alte sisteme, de exemplu administrația locală sau concursurile de învățământ s-au făcut cum s-au făcut, în învățământ se intră în baza unui sistem care deocamdată, cel puțin la nivel de concurs, nu au fost probleme. Dacă, să zicem, la bacalaureat au fost probleme în foarte multe locuri din țară, la evaluare națională, la fel alte examene naționale, la titularizare n-au existat niciodată, n-au fost suspiciuni majore că ar, fi, că ar fi trucat acest examen. Și cel puțin cei care intră în sistem au această garanție acestui, acestui concurs. De ce vă ridicam această problemă? Pentru că, cu toate acestea, ca, să zicem, ce intră nou în sistemul de învățământ sau ce a intrat în ultimii ani, având garanția acestui concurs, ar trebui să aducă și plusul în sistem. Nu numai că nu se întâmplă acest lucru, dar știm la fel de bine și dumneavoastră și eu că baza educației și din Gorj și din țară în general o conține cumva generațiile de peste 40, poate chiar peste 50 de ani. Deci generațiile care mai au într-un orizont de 10 ani, 15 ani și părăsesc uh, sistemul de educație. Deci generația care vine nu este la acest moment cel puțin nu pare să fie la valoarea celor care sunt în sistem de mai mult timp, care au venit în sistem însă în vremuri când veneau că doreau să se facă dascăli. Nu pentru faptul că nu găsesc un loc de muncă în altă parte. Aveți dreptate în ceea ce spuneți. Consider că eu însumi sunt un produs al educației de calitate pentru că traseul meu profesional începe cu un liceu de specialitate, făcut în epoca comunismului, ca să spun așa, dar un liceu pedagogic unde intrarea la admitere se făcea pe baza unor teste de aptitudini, iată eram verificați aptitudinal să vedem dacă avem vocație pentru profesiunea de, din educație de dascăl iar încadrarea acestui liceu era făcută cu resurse umane valoroase, exista respectul pentru profesor pentru instituția educațională și nu mai mult decât atât mi-aduc aminte că la examenul de bacalaureat, pe diploma mea de bacalaureat scrie diplomă de învățător. Eu sunt mândru cu acest lucru pentru că acolo intrau numai cei mai buni absolvenți ai învățământului gimnazial, iar selecția resursei umane, o făcea instituția care te forma. Iată că, deci un exemplu la care trebuie să revenim. Este bine ca resursa umană, elevul, dar și profesorul să o facă instituția responsabilă de programele educaționale pe care le promovează. Și ne întoarcem și promovăm și zicem că promovăm descentralizarea. La ora actuală, sistemul educațional este excesiv de centralizat, contorsionat și lipsit de flexibilitate. Lipsa de flexibilitate a sistemului și de deschidere către nevoile generațiilor tinere, ale cui trebuie să trebuie, întreba și ei ce vor să facă, sunt partenerii noștri educaționali. Părinții la fel sunt partenerii noștri. Comunitatea, societatea sunt beneficiari produsului nostru. E bine să întrebăm, să vedem cum să facem reforma în educație, să facem mediul școlar un mediu atractiv. Și pentru asta avem nevoie de... O reformare și a profesorilor care au intrat atunci în sistemul educațional, pentru că vita brevis ar longa. La ora actuală există un număr foarte mare de profesori în sistemul educațional stăpâniți de suficiență, de automulțumire. Nu, în educație trebuie să înveți permanent. Educația este un proces permanent pe tot parcursul vieții, care se desfășoară pe tot parcursul vieții. Astfel trebuie să gândim, trebuie să schimbăm gândirea. Eu cred că zicem că facem reformă, cu cine facem reformă? Cu resursa care este în educație, da? Cât la sută din această resursă pliază pe nevoia de reformă? procentul este foarte mare al celor care nu o să pieze și atunci trebuie să-i reformăm și pe ei prin cursuri de formare, să găsim metode interactive, metode moderne care să-i facă pe elevi să participe la actul educațional cu responsabilitate știind că în societate nu pot să acceadă și nu pot să se afirme decât prin știință de carte și pentru asta e bine să reformăm corpul profesoral. Cine nu răspunde la reformare, fără nicio părere de rău, va fi orientat spre alte domenii paționale. Pentru că învățământul este prioritate națională. Ce înțeleg eu prin prioritate națională? Este zona de care depinde viitorul societății, ea trebuie încadrată cu resursă umană valoroasă, o resursă umană capabilă să-l ducă spre performanță. Și atunci e vorba și de motivația salarială corespunzătoare importanței activității pe care o desfășurăm. O școală pentru toți, o școală inclusivă, o școală care să asigure fiecărui individ șansele la afirmare personală și socială. Știți ce spun cei care nu lucrează nici în sistemul de învățământ, nici în sistemul sanitar și tot auzeam anul trecut când au venit cele două măriri în ambele sisteme care n-au rezolvat foarte multe, dar oricum au mai îmbunătățit lucrurile da. în cele două sisteme. Și spuneau ei, și că domne poți să-i dai unui, în domeniul sanitar, unui medic, de exemplu, poți să-i triple salariul, tot va lua șpagă. Poți să-i dai unui profesor, să-i dai de 3-4 ori și ăsta, că tot la fel se va interesa de copil. Cât de adevărate sunt aceste lucruri? Pentru că ele vin din mentalul colectiv. Deci cum colectiv? le percepeți dumneavoastră? Ele da? vin tot din mentalul colectiv, dar uh, ruperea de această meteagnă a trecutului se poate face prin inițierea de programe și prin uh, uh, motivarea lor uh, salarială. Eu nu cred că toți vor proceda la fel. Cei care nu se adaptează la sistem vor ieși în afara sistemului. Da, e bine de zis, mai ales că avem o altă problemă pe care nu o discută nimeni sau, în orice caz, nu atât de mult cât -ar, cât ar trebui. Avem cu peste 2 milioane de copii mai puțin ca în 1989, dar avem cadre didactice mai multe ca în 1989. Deci undeva e o neconcordanță între, între aceste lucruri și cumva undeva se va umbla, să spunem, în următorii ani, mai ales că Polonia, de exemplu, ca să ne comparăm, o țară mult mai mare decât dec noi, undeva la 40 de, milio 40 de milioane de locuitori este Polonia, dacă țin eu minte bine, are undeva la 350.000 de salariați în sistemul educațional. Deci, E cam e, aproape de, de noi la nivelul de, la nivelul de număr de angajați. Deci, cred că, totuși, sistemul nostru are în unele locuri angajați în excedent, și de aici poate sunt și aici niște, niște probleme. Pentru că, dacă ne-am reglat pe nivelul acela de număr de angajați care ar trebui să fie acum în sistem, poate am scăpa exact de ea care nu se adaptează. Deci, spuneți dumneavoastră că cei care nu se adaptează vor trebui să plece într-un fel sau altul. Poate făcând reforma, am reușit să ne debarasăm și de persoanele care nu-și mai fac datoria din diverse motive. Sau nu fac față cerințelor, cerințelor învățământului de astăzi. Supra dimensionarea personalului din învățământ despre care vreți să faceți vorbire, eu cred că vine prin influența și uneori chiar presiunea unor factori decizional din alte zone. Nu, vine și per total, pentru că pe domenii s-ar putea să avem probleme chiar. Dar, oricum, o unitate de învățământ trebuie încadrată cu resursa umană necesară, încât directorul să nu fie obligat să facă și pe portarul în acea instituție. E o chestiune de respectare a demnității personale și profesionale, și de respect și pentru beneficiarii sistemului educațional. Școala trebuie să fie o instituție fără probleme. Este vorba și de numărul de elevi raportat și coroborat cu indicatorii demografici care sunt alarmant de negativ la ora actuală pentru România și chiar și pentru ceea ce trebuie să facem în educație. Cred că rezonabil pentru calitatea educației ar fi ca numărul elevilor la clasă să fie un număr variabil între să zicem cum este și în alte sisteme educaționale europene avansate. Un număr de 17-23 la învățământul primar și așa mai departe. Noi avem la învățământul liceal clase cu 30 de elevi. Nu se poate așa ceva, este supradimensionat numărul elevilor la aceste clase de liceu, după părerea mea. Pentru o educație de calitate aici nu ar trebui să existe mai mult de 25 de elevi în clasă. 30 de elevi, împărțim ora de 50 de minute la 30 și să vedem de câte minute beneficiază fiecare elev. Sau privind, deci privind spre mâine, să zic așa, învățământul, să zicem cum va fi învățământul în anul 2030. În 2030 eu văd învățământul complet digitalizat. Un profesor, indiferent de specialitatea pe care o are, trebuie să stăpânească limbajul electronic, comunicarea, pentru că nu putem să desprindem școala ca instituție de formare și dezvoltare personală și profesională. De fluxul universal al cunoașterii, care este în continuă perfecționare, în continuă schimbare. De ce? Realitatea e, viteza deplasării informației a crescut uluitor. Trebuie să fim pregătiți, școala trebuie să fie pregătită să facă fața acestor provocări ale viitorului. E aici un fel de amintit despre viitor. Bine, e de... spunea da, e destul, acolo, șocul viitorului a lui Toflă da, și asta. Destul... Noi nu ne pliem, noi reacționăm negativ la schimbare, domnul Corent. Este destul de greu să facem asta, dintr apropo de adaptarea la schimbare este și din punct de vedere tehnic, vorbim de era digitală, dar noi avem calculatoare de cel puțin 10 ani în școli care nu mai fac față. În schimb am cumpărat licențe de, de puteam să mai cumpărăm de 3-4 ori calculatoarele prin școli și unii s-au îmbogățit. A doua problemă spuneați de clase cu 5, cu 25-30 de copii. Da avem grupe de preșcolari de ajuns la 40 sau în orice caz 37-40 într-o grupă, într-o grupă care e tot o sală de clasă până la urmă Da, deci pentru că da seama. acolo s-a dus vestea despre doamna educatoare că este un profesor responsabil bun și părinții caută iată persoanele valoroase care asigură calitatea educației de aceea ziceam că trebuie să avem în majoritatea instituțiilor oameni valoroși încât copilul fiind mic, fiind la învățământul preșcolar, educația timporie, el trebuie să fie uh, cât mai aproape de domiciliu, pentru că la vârsta respectivă nu trebuie să se deplaseze pe distanțe mari. Iar aceste... Dar noi ducem deja cu microbuzul la zeci de kilometri uneori. Uh, nu știu, am rezerve asupra acestei modalități de asigurare a transportului elevilor și a deplasărilor. Pentru că sunt comune la ora actuală și zone, locații în județ, unde copiii pleacă cu mai mult de o oră de ora începerii cursurilor. Da, e adevărat. Deci trebuie să găsim decizii, deci să luăm decizii în învățământ care să nu genereze stres și dezechilibru emoțional. Vreau să vă spun că sistemul educațional este un factor de stres inimaginabil pentru profesori, pentru elevi, în primul rând, pentru profesori și pentru părinți, chiar și pentru comunitate. Noi avem o infrastructură în educație contraperformantă. Nu ar trebui să se desfășoare activitate didactică în mai mult de un schimb. Activitatea de educație trebuie să se desfășoare între orele 9, când procesele intelectuale ale copilului devin active până după amiază în jur de ora 14, dacă există o școală inclusivă, școală after school cu program de după amiază până la orele 14-16 când... și să coroborăm oarecum legea educației și trebuie să avem o lege a familiei încât să-i permitem părintelui să poată să vină, să ia legătura cu profesorul, cu copilul, să dispară telefoanele, din mediul educațional, el nu are voie să, să intre. Acum avem un regulament care permite acest lucru, dreptul la comunicare și așa mai departe. Nu! Noi nu-i luăm acest drept copilului, dar el vine la școală să învețe, nu să stea de vorbă la telefon cu mama, cu tata, cu divers, dar nu, nu să vorbească. Nu, Se ocupă de alte probleme. Regulamentul nu permite folosirea decât în pauze, deci nu în timpul orelor sau ceva de genul Am informații că sunt școli unde un pupitru de catedră este compartimentat și aici pune Ionescu, Popescu și asta ne ocupăm, aici asta, asta, se numește deturnare de sens, de la educație. Profesorul, dirigintele, în fiecare, la fiecare început de oră, mai ales la liceu, trebuie să vadă cei cu telefoanele, ce băză la ce face la. Nu se poate. Deci eu refuz să vorbesc despre această realitate din școală. Nu se poate. Nu Bun. se poate. Din punct de vedere psihologic este inadmisibil. Este afectată starea de sănătate mentală, echilibru emoțional sunt afectate și vrem să elevul să fie receptiv, să asculte, să înțeleagă. Nu. Profesorul nu este un transmisător de informație sau alte elemente de reformă care să ne stea în atenție. El, profesorul, este un formator. Actul educativ trebuie să preceadă actul instructiv, pentru că eu pliez și dau cunoștințe, formez abilități și competențe pe un elev educat, nu pe unul răzvrătit sau unul dezechilibrat emoțional. De acord cu dumneavoastră? Aici este o, Dar... o atitudine de maximă ignoranță din partea, din partea foarte multor cadre didactice, ceea ce este. Contra Unde exemplu cu, cu telefonul și probabil că aici sunt uh, păreri divergente. O să astea... fie păreri divergente, uh, dar. Nu, vreau să vă dau alt, alt exemplu. Dacă toată lumea înțelege că e un regulament care se aplică și în care spune, Doamne, în momentul când a sunat de intrare ai telefonul închis și nu-l folosești, mai e nevoie de acel să bași telefonul în fiecare? Um, sau mai e o problemă. Ce -o... face profesorul respectiv la clasă? Că e și problema asta. De regulă poate fi și o reacție a profesorilor care s-au văzut filmați în diverse ipostaze. Acum uh, blocăm chestia cu telefoanele, să nu vedem anumite lucruri? Nu nici nu ne gândim la asta. Hai să ne P raportăm. Am înțeles, Eu am înțeles ce spuneți dumneavoastră dar poate fi interpretat și așa. Eu am dat și varianta cealaltă. Haideți să facem o călătorie prin timp și să ne întoarcem cu 20 de ani în urmă. Ce liniște era în clasă? Corect. Uh, învățătura se face în liniște, da? Deci, noi nu mergem la școală să vorbim la telefon, nu mergem la școală să butonăm Facebook-ul și așa mai departe, rețele de socializare. Noi mergem la școală să învățăm. La școală avem uh, laboratoare de informatică, avem calculatoare la îndemâna elevilor, așa trebuie să avem. Dacă eu vreau să o inf iau informații, Ionescu, eu elevul Ionescu de pe internet, mă duc acum la calculatorul care e liber, știu unde e locul la unde pot să accesez, să iau informația respectivă. Atunci. Bine, asta da? e la nivelul ideal. la, la fi nivelul ideal. Vreau să spun. Și vreau să spun că, deci, nu avem o infrastructură corespunzătoare, deci trebuie Aici formată. E logistică. Nu avem. Așa, că ne cârpim și avem cultul peticirii la noi. Nu se poate. Nivelul de dezvoltare al unui popor de înțelegere și de civilitate se vede după cum este îmbrăcat pe stradă și se vede după cum e peticită strada. Și noi suntem se, în stare, românii, se, românii se, să punem trei petece peste încă un petec, în loc să ne cumpărăm o pereche de pantaloni noi, chiar dacă sunt de la second-hand, între ghilimele, noi, adică fără petece. E adevărat tot ce spuneți. Și avem cultul asta. improvizației, care este contraproductiv, este dăunător vieții și dezvoltării. Uh spuneam că s-au fost câteva evenimente importante în care instituția noastră a fost implicată în ultima perioadă. Aș vrea să discutăm și despre ele, mai ales că suntem în mijlocul unei, în fiecare an, în perioada aceasta, în momentul când se fac pregătirile pentru clasa pregătitoare, apare eterna discuție. E bine ca copilul să înceapă în clasa pregătitoare la clasa a șasea, la șase ani sau să pornească de la șapte ani sau mai nou propunerea și care se aplică în foarte multe din Europa, chiar cu o clasă pregătitoare care să înceapă chiar de la, de la 5 ani. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru, mai ales în urma a ce ați văzut că practic toți acești copii care nu împlineau vârsta de 6 ani până la data începerii cursului la 1 septembrie au, tre au trebuit să treacă și cei care se pregăteau, dar au mers direct în clasa a 1, dar au fost puțini în acest an, au trebuit să treacă prin comisiile din specialiști pe care le oferă instituția dumneavoastră. Am asigurat evaluarea psihosomatică a copiilor care merg în clasa pregătitoare prin 15 centre în tot județul Gorj. Au trecut prin acest proces peste 500 de elevi, cu 100 mai puțin decât anul trecut. Și vreau să vă spun că din experiența de viață și din atâtea întâmplări, am văzut că acolo când omul a intervenit în natură, fără înțelepciune, au apărut catastrofele. Consider că omul este o componentă a naturii. Natura are ritmurile ei. Etapele de dezvoltare ale omului sunt cele pe care le-am, care sunt consacrate de însă și natură, natura. Cred că este bine ca intrarea în mediul școlar pentru un copil să înceapă la șase ani, E adevărat, nu o să mai vorbim despre cei șapte ani de acasă, astea vor rămâne în istorie, în amintirile copilăriei, în amintirile părinților noștri. Acasă copilul o să stea din ce în ce mai puțin, pentru că părinții sunt foarte ocupați și nu prea au timp de educație, dar ei ar trebui să fie niște parteneri responsabili pentru școală și o mare parte dintre ei înțeleg acest lucru și o fac cu prisosință. Clasa pregătitoare este clasa care realizează tranziția între învățământul preprimar, deci educația timpurie, și învățământul primar, trecerea la etapele de alfabetizare, de socializare, învățarea scrisului, cititului, socotitului și a formării ca viitor cetățean programele, disciplinele care există la clasa pregătitoare sunt conforme cu nivelul de dezvoltare al copilului la această vârstă și se observă că acei copii care au trecut prin clasa pregătitoare simt mai puțin șocul întâlnirii cu clasa antic, cu abecedarul, cu eforturile de a pătrunde în universul cunoașterii, în universul alfabetizării. Cred că este o clasă necesară și uh, atenuează acel șoc emoțional uh, profund pe care îl simteau copiii fără uh, ca să parcurgă această clasă, trecând direct de la grădiniță la școală. Nu mai vorbesc ca celor care nu aveau posibilitatea să meargă la grădiniță și au scurtat acea perioadă de adaptare la mediul școlar. Păi dacă n-aveau posibilitatea să meargă la clasă, poate că am avut o problemă și să meargă la clasa pregătitoare. Nu, asta este vorba de trecut, de trecut. Da, de nu, există nu, există, ba, azi în, azi multe, acum... în multe școli din județ există însă acel învățământ simultan de patru clase, că uh, cu pregătitoarea băgată încă sunt, din nefericire, aceste cazuri, în care nu prea se simte, să zicem, o diferență foarte mare din nefericire. Uh, da, ce, e o ce vreau... problemă de demografie, de cum poziționare vedeți? geografică, cum pledați? 6, 7 sau cinci ani de început. Eu rămân pentru 6 ani. Deci varianta e, aplicată în momentul da, de față de minister. ritmul de dezvoltare biopsihosocială nu cred că s-a schimbat pentru că Natura nu se schimbă, legile ei sunt uh, implacabile și trebuie să le respectăm. Trebuie să priem armonios pe natură, cu grijă, maxim de grijă, pentru că, în momentul în care am produs dezechilibru natural, uh, relația noastră se denaturează, e, devine riscantă. Uh, din ce, apropo că vorbim de acest lucru, ce au constatat specialiștii dumneavoastră, apropo de. Problemele, că bănuiesc că ați găsit și copii cu probleme, copii care nu prea făceau față cerințelor. Sau n-a fost cazul în acest an. Dacă e să ne referim la problemele depistate în cadrul activităților de asistență psihopedagogică, al activităților de consiliere individuală, sunt probleme de adaptare la mediul școlar. Unii copii au un rit de gândire mai lent. Unii sunt timizi, deci probleme de natură emoțională, probleme de natură comportamentală generate de anumite situații uh, care apar în familie, pentru că sunt, avem familii, foarte multe familii dezorganizate, peste 5.000 de rev, după ultimul nostru studiu uh, au plecați? Sau? Realizat în sistem, au părinții plecați uh, în străinătate, din diverse motive, cei mai mulți sunt în căutare de lucru, pentru că realitatea românească este aceasta care o cunoaștem cu toții. Prin mai multe ședințe repertate de consiliere, o parte dintre ei reușesc să depășească aceste mici probleme, alții au probleme de adaptare la anumite discipline. Unii au probleme de natură conflictuală, relațională cu colegii sau cu profesorii. La nivel de liceu sunt mult mai complexe problemele, deoarece apare vârsta preadolescenței, adolescenței, vâsta tinereții după majorat, și sunt situații după care trebuie să, să intervenim. Noi, când apar probleme deosebite, informăm conducerea unităților de învățământ, inspectoratul școlar dacă este cazul și trebuie să găsim soluții împreună pentru a-i ajuta pe elevi să depășească aceste situații de criză. Un domn Daniel da? vă întreabă, salută prezența dumneavoastră la această emisiune și o salut pe domnul și, Daniel și vă întreabă dacă este corectă impresia pe care o are el de în ultimii ani, în sensul că la fiecare clasă apar probleme de adaptare, probleme psihologice, spune dânsul în ghilimele, e cât un nebun măcar la fiecare clasă, în care ceilalți copii, părinți, nu au ce să-i facă, cu atât mai puțin profesorii. Cum am putea să rezolvăm aceste situații când politica de stat este integrarea în școlile de masă a celor cu probleme? Da, e interesantă întrebarea. Se răspunde în domnului Daniel și implicit și altor persoane care își pun această problemă. Copilul acesta cu probleme, noi zicem copil cu CES sau cu cerințe educaționale speciale, cu dizabilități, nu are nicio vină pentru că se află în această situație. Problemele pot să fie de natură psihomotorie, pot să fie de natură uh, senzorială uh, și pot să fie și de natură uh, emoțională sau comportamentală. Uh, pentru rezolvarea acestei probleme, acolo unde există cabinete de asistență psihopedagogică, soluția este ca uh, acel manager al clasei respective, dacă este de la învățământ primar, E vorba de învățător dacă este la gimnaziu profesorul din, din care lucrează, sau care psiholog, predă da, da. la clasă sau profesorul consilier diriginte care trebuie să colaboreze foarte mult cu consilierul școlar, cu asistentul, cu profesorul psiholog, să zic consilier școlar pentru că asta este activitatea pe care o desfășurăm noi la nivel de sistem educațional. Și acest copil să treacă printr-o serie de ședințe de consiliere. Nu numai el, poate și Colegii cu care intră în conflict sau copilul cu ces dacă este. Considerul școlar să acorde suportul psihologic necesar, iar profesorul respectiv să dispună de minima pregătire psihopedagogică încât să găsească metodele specifice, prin care să lucreze după un curriculum adaptat cu acel copil, încât să aducă la nivelul minim al programei școlare, iar colectivul clasei respective, deci elevii din clasa respectivă, în urma unor ședințe de consiliere, să zicem, de grup repetate împreună cu dirigintele, cu învățătorul și cu profesorul consilier școlar, deci cu psihologul din școală, ca să facem deosebirea, să îl accepte și chiar să-l și sprijine. Astfel se realizează integrarea. El nu este nebun, el are anumite reacții. Nu trebuie să vorbim de o astfel de stare în sistem. Trebuie să-l includem, el să socializeze pentru că el face parte și din comunitate. Nu trebuie să-l stigmatizăm sau să-l segregăm, să-l separăm de noi. Este semenul nostru și trebuie să fim toleranți cu el și să-l și sprijinim. Asta este o atitudine pozitivă a celui mai bun, al celui care. Nu este uh, victimizat, să zicem, de situație sau de soartă. Este bine să manifestăm această atitudine pozitivă de sprijin și de a colabora în acest sens. Da, problema e că lucrurile pot să fie și mai grave. Cineva spune, spune așa. Uh, cunosc cazul unui copil. Care se află acum în clasa 11 -a, la, un, la un liceu din Târgu Jiu, care a schimbat până acum patru licee, de fiecare dată a trebuit să se transfere datorită problemelor. Uh, nu se înțelege, datorită problemelor, să zicem. Mai e un cuvânt, dar e, sunt mai multe litere care o să înțelege. El. Cum comentați o asemenea situație sau ce ar fi de făcut cu, ac cu acest inadaptat? Eu consider că aici avem de-a face cu un fenomen care este generalizat în sistemul educațional românesc. Dacă ai un copil cu probleme, tactica șmecherească este să-l determin să plece sau să-l transferi în altă grădină, în altă unitate de învățământ. Cei de acolo constată uh, același lucru și la fel. Așa s-a întâmplat cu aceste re. Încă din start, că de la prima unitate de învățământ unde a fost, eu consider că este o fugă de răspundere a celor de acolo. În cazul acesta trebuia să existe o deschidere către consilierul școlar dacă există cabinet acolo, dacă nu era bine să fim anunțați noi centru județean și găseam o soluție, o colaborare cu dirigintele sau consilierul de la clasa respectivă, cu managerul de grup, cu familia, pentru a a, a, a lucra cu el acolo și a-l menține pentru a-l integra, nici de cum, pentru că noi l-am pierdut pe acest copil trimițându-l de la o școală la alta. Este inadmisibilă această situație, nu pot să accept așa ceva. Nu mi se pare, o, nu mi se pare a, nici a, omenește și nici a acționa a, în, în specialitate, cum spune, în învățământ. Trebuie să demonstrăm că putem să facem educație cu toți copiii, pentru că suntem diferiți, nu suntem toți la fel. Iar dacă acest copil are un comportament dezadaptativ, noi trebuie să găsim soluția să-l integrăm în colectivul clasei respective. Mai e cineva care vă întreabă pe dumneavoastră, dar cred că n-am înțeles bine, dar oricum eu vă pun în întrebare așa da. cum îl pune și ăsta. Bună seara! Aș vrea și o să vă întreb cum comentați rezultatele foarte slabe la evaluare națională și la bacalaureat la recentele simulări din județul Gorj. De comentat? este mult de vorbit despre această problemă. Am spus mai înainte, e vorba de lipsa de motivație a elevilor pentru activitatea de învățare și e vorba de testele naționale și de bacalaureat. Mai este până la cele două, să zic, examene. Sfârșit de iunie și început da. da. Testele acestea sunt un semnal pentru elevi, pentru părinți, pentru profesori în care se vadă diferența și perioada de remediere, de recuperare. E vorba și de atitudinea de dezinteres a elevilor, lipsa de motivație intrinsecă și extrinsecă în acest caz, și e vorba și de deturnarea de sens. Și vorbeam înainte de telefon. De ce nu ne preocupăm de educație și nu o stabilim ca prioritară criza de modele pentru lipsa de perspectivă în formarea și dezvoltarea profesională? Pentru că Deturnarea de sent. Au preocupări pentru activității care le consumă timpul și chiar și uh, uneori și viața și starea de bine. E vorba de telefon, este rețele de, de socializare, este vorba despre internet, este vorba de activități în afara școlii. Uh, și vreau să vă spun că în sprijinul acestei atitudini este bine să dezvoltăm la nivel de unitate de învățământ activitățile extracurriculare, prin care să găsim modalități de a atrage pe elevi în activități. Deosebite de lecția obișnuită, prin care ei să-și pună în valoare ceea ce au mai bun fiecare, și prin aceste activități să-i motivăm să-i responsabilizăm și pentru activitatea de învățare. Ceea ce nu știu dacă se face îndeajuns în unitățile de învățământ. Da, vă mai, am mai primit un mesaj, spune cineva. Am mai pus această întrebare și la alte emisiuni, chiar și pe alte posturi de televiziune. Ce este de făcut în actuala situație a învățământului românesc? Pentru că elevii se facă, învață, profesorii se facă, le predau și noi, ca societate, ne facem că avem absolvenți capabili să ducă societatea mai departe. Trebuie să ne asumăm răspunderea pentru realitățile care există, să îndepărtăm minciuna din viața și activitatea fiecăruia și mai mult decât atât să. Uh, dezvoltăm uh, activitățile care să-i motiveze atât pe elevi cât și pe profesori și mai mult decât atât, nu toți absolvenții învățământului trebuie să uh, ia bacalaureatul. Uh, este uh, greu să, să, crezi că un elev care intră la liceu după testele naționale repartizat de calculator cu 2 și un pic media să iese la bac cu 6. Uh, nici măcar medicii nu pot să spună da. Mă înțelegeți? Și atunci noi de ce nu dezvoltăm școale, școli de arte și meserii, învățământul vocațional ce ne oprește? Ne oprește, cum să vă spun, incapacitatea noastră de a inova, de a cerceta pe această zonă și reținerea la acționa. Cred că ne mai opresc multe. Resursa umană uh, s-a pierdut, resursa materială s-a pierdut. Nu vreau să vorbesc despre putem asta pregăti... pentru că eu am mai spus la dumneavoastră în emisiuni că până când nu vor fi îndepărtați de la decizia din educație contabilii și până când decidenții nu vor înțelege că educația, se face, educația de calitate se face cu foarte mulți bani, această țară va bate pasul pe loc. Vă voi spune asta cât voi mai sta în învățământ. Asta vor spune un profesor cu o vechime de peste 38 de ani în învățământ mulțumesc. și mulțumesc și dumneavoastră și responsabil pentru ceea ce face. Am înțeles. Sunt, suntem pe ultima sută, cu să spunem, ultimile minute ale emisiunii și ne-au rămas de abordat câteva probleme pe care aș vrea să le abordăm. Tot am vorbit de simularea evaluării, ne întreba telespectatorul. Avem numai acum, suntem deja sfârșit de lună martie, practic, în, absolvenții de clasa 8, dacă nu s-au hotărât acum, să zicem așa, încep să se gândească care pe unde vor ajunge sau ce ar, ce ar vrea să facă apropo de orientarea profesională. Dumneavoastră chiar faceți o asemenea manifestare în fiecare an, ați făcut-o, ea are amploare foarte mare, deci practic jumătate sau poate peste jumătate dintre absolvenții de clasa 8 -a, trec prin această uh, manifestare sau trec prin aceste studii pe care le faceți dumneavoastră de orientare profesională. Cum, cum vedeți aceste lucruri, sau care ar fi pulsul în această direcție? Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, în fiecare lună mai a anului, organizează târgul ofertelor educaționale, prin care, la nivel județean și local, fiecare liceu își prezintă oferta educațională pe profiluri și specializări responsabil de stabilirea profilurilor și a specializărilor, mai ales a specializărilor din licee, sunt conducerile unităților de învățământ respective. De-a lungul întregului an școlar, consilierii școlari din cabinetele de asistență psihopedagogică, pe lângă activitățile de consiliere psihologică, desfășoară și activități de consiliere personală, dezvoltare profesională, orientarea în carieră. Aceste activități se desfășoară atât prin consiliere individuală și de grup la cabinet, cât și prin consilieri la nivelul unii, claselor cu elevii, dar și prin intermediul lectoratelor cu părinții, prin partenerii noștri educaționali. Ce vreau să vă spun că acest târg al ofertelor educaționale este precedat de realizarea unui studiu online pe care îl desfășurăm cu specialiștii noștri din Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică, și prin care urmărim uh, care este ponderea opțiunilor absolvenților învățământului gimnazial față de ocupațiile și de liceele pe care noi le avem în rețeaua școlară din județul Gorj. La finalul acestui uh, uh, studiu pe care îl realizăm, putem uh, vedea opțiunea elevilor față de liceele din județ și în funcție de numărul opțiunilor, aceste licee pot să-și orienteze, să -și structureze, eu știu, specializările pentru anul școlar viitor. Este adevărat, avem licee unde opțiunile depășesc numărul de locuri la clasa a noua și avem licee unde numărul opțiunilor este foarte mic comparativ cu clasele care sunt proiectate pentru, începutul, pentru clasa a noua. Ca să facem un studiu dezvoltat pe orientare școlară și profesională, este nevoie și de o rețea de calculatoare. Fiecare unitate de învățământ se beneficieze de o rețea de calculatoare încât să poată intra pe platformă, să lucrăm online. Ei, Nu toate unitățile de învățământ din județul Gorj dispun de această uh, resursă, de această logistică și noi facem cu aceia care au. Zâmbeam că oficial cam toate școlile cu personalitate juridică ar trebui să aibă acea rețea. Vă mai citesc un mesaj pentru ultimii minute. Spune așa, domnule director, probabil se adesează dumneavoastră, sunt o bătrână care am în întreținere încă de la 2 ani o nepoată care acum a ajuns la vârstă școlară și are probleme mari de adaptare, asta poate și datorită învățătorilor și profesorilor pe care i-a avut. Ce aș putea face, cum aș putea să fiu ajutată, pentru că efectiv constat că nu mai mă înțeleg cu nepoata mea. Păi este bine să ni se adreseze nouă la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, iar dacă unitatea școlară respectivă unde nepoata dumneavoastră este elevă, are consilier școlar, să meargă, direct, -ar putea să să da meargă direct la consilierul școlar la cabinetul de asistență psihopedagogică este bine să ia legătura cu directorul școlii și dumnealui poate să o orienteze dacă nu există acolo noi prin Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică putem să îi asigurăm uh, asistență psihopedagogică nepoatei sunt multe școli în care nu au uh, acel profesor consilier acel psiholog uh, potrivit legii în unui consilier școlar se face la un număr de 800 de elevi sau 400 de preșcolari. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, eu am făcut demers către Minister prin Parlamentul României să coboare această uh, normare la 600. Și s-a răspuns că reținem propunerea, am fost apreciați pentru grija noastră pentru un învățământ de calitate, va fi reținută propunerea în vederea unor viitoare modificări legislative. De atunci au trecut 3 ani. Iată, ne întoarcem iarăși la mentalitate. Noi solicităm în continuare înființarea de noi posturi de asistent de consilier școlar și profesor pentru terapia turburilor de limbaj, profesor logoped. Depinde de receptivitatea inspectoratului școlar, de instituții și abilitate, care, care -aloge trebuie să... Sa... Finanțarea nu este o problemă, pentru că finanțarea o asigură Consiliul Județean și pe această zonă ne descurcăm foarte bine beneficiem din plin de sprijinul Consiliului Județean și de inspectoratul școlar, beneficiem de sprijinul lor, dar nu știu acum în ce măsură solicitarea noastră privind înființarea de încă 5 posturi de consilier școlar și a 3 posturi de profesor logoped. Deci ar mai fi nevoie de acești ascultat. profesori. Mai e nevoie de foarte mulți, cam 30% din unitățile de învățământ nu beneficiază direct de deci destul destul școlar. de mult. Dar să ne dorim să, să fie lucrurile Sunt mai bune. Sunt bariere de la natură termen. financiară și decizională. Ar, fi, ar mai fi multe de discutat, din păcate de timpul de multe aducat, emisiunii s-a terminat. Vă mulțumim pentru prezența noastră la această emisiune, da. Și eu vă mulțumesc. Dragi telespectatori a fost domnul profesor Ion Elena, directorul CGRAE Gorj. Uh, mulțumim pentru atenție, la revedere.